Andrei a fost foarte afectat de pierderea tatălui său și caută încă răspunsuri la unele întrebări. A zis, băi, prea mult. Ca să-ți moară tata așa, e clar că e bine. Cum s-a constatat că a murit? Că se făcea autopsia? Un virus. A fost o ciroză irreversibilă. A fost faptul că atunci m-am supărat pe el cumva. Ai o listă de donatori, toate spitalele au o listă de donatori de organe, mai ales ficatul, că ăsta e un organ care se poate schimba, știi? Interschimba. Și atunci m-am supărat pe el. Pentru că a apărut printre primii pe listă și oamenii erau de mult. Până să ajunge acolo, a durat vreo două luni. Două luni în care am stat cu cei mai buni doctori, am discut, îți dai seama, trebuia să plece spre Elveția, n-a putut să... Trebuiau cumva lucrurile aranjate și trebuia și un ficat. Dar ca să ajungi la boala asta, s-a spus că s-a datorat faptului că a luat un virus. Nu le avea cu alcoolul, nu? Adică nu era bun. Da, a fost cu alcoolul. Pusese cu alcoolul în urmă cu 8 ani, pusese pauză de tot. Și când zic de tot, nici bere fără alcool nu bea. Atunci pusese pancreatit acut. A fost o frântură foarte rapidă, în care n-a realizat ce l-a lovit. Și n-a putut să-și încheie socotelile. Și cu cine trebuia să-și încheie socotelile, n-a dorit să-și încheie socotelile persoana aceea cu el. Ceea ce au fost multe semne de întrebare. Tocmai de-aia eu am dăruit în stânga și în dreapta, crezând că eu am de unde să-mi recuperez. Și a fost o greșeală fatală. Păi și cu fratele tău când ai luat contact? Fratele meu a luat contact la mormântare. Până atunci nu. Ne mai auzeam așa, știi, prin oraș, prin... rar. Păi și ăla a fost momentul vostru de apropiere? Ăla a fost un moment de apropiere în care ne-am apropiat până în 2015-2016. După aia ne-am despărțit, ne-am separat. S-a datorat unor lucruri care nu și-au importanță. Și am reintrat în frăția pe care o consider o frăție cu adevărat în urmă cu aproape 2 ani de zile, da. Să fac 2 ani. Se vor face 2 ani. Cum ați reușit să vă reapropiați? I-am spus că de fericit eram în viața mea. Adică chiar mi-am cunoscut iubirea de pe atunci și vorbeam. Din viața mea de atunci, eu dădusem deja prea mult, oferisem deja prea mult. Și mi-a zis, băi, stai cu minte că greșești foarte, foarte, foarte mult. Și într-adevăr s-a devenit că m-au exclus. Și uite așa ne-am unit. Și de atunci așa am rămas. Am trecut și de până atunci. Cu toate că sunteți frați vitreși, din câte mi-ai povestit. Da, suntem frați vitreși, da. Nu ați să păstrezi frăția asta. Eu am visat de mulți ani treaba asta. De mulți ani. Eram copil și nu știam nimic de fratele meu. Una peste alta ți-am zis. Eu pe partea asta sunt împlinit. Mai departe, iubirea sigur voi găsi afară. Nu fac probleme. Uite, de exemplu, eu toată viața am fost iubit. Toată viața. Ai fost iubit mai mult decât ai iubit tu? Da, am fost mai mult iubit decât am iubit eu. N-am dus niciodată lipsa de iubire din partea unei femei. Și am spus de multe ori, păi să știi că e greu să împaci lucrurile astea, banii cu iubirea, știi? Dumnezeu îți dă pe o parte, pe altă parte trebuie să vezi altfel lucrurile. Și le-am considerat că mai mult mi-a dat pe partea de iubire decât pe partea cu bani. Da, poate de-aia aveai nevoie mai mult, poate dacă aveai bani, erai mega nefericit. Probabil și asta. Da. Dar eu, în ipostaza în care eram, aveam iubire, aveam afecțiune, aveam ce lipsea, tot eram fericit că nu, eram obișnuit cu un stil de viață. Lipsa faptului că au lipsit în întregime, m-au adus să disper, m-au adus în treapta asta de disperare. Dar la tine genul de... Da. M-am ținut în puf, erai? Da.
ținut în puf. Ți-ai și îngreunat existența singur? Da, am îngreunat și existența făcând lucruri care trebuia să le fac cu oamenii la momentele potrivite. Oamenii pe care îi cunoșteam la nivelul acela aveau deja un stil de viață, gândește-te că la o întâlnire prietenii mei veneau cu elicopterul, veneau cu mașina. Adică trebuia să mă ridic un pic, știi? Fiecare, după un anumit nivel, e răzda. Și lucrurile astea, nu dai seama, evident că începi să devii bulversat, să faci, știi, să vrei să ajungi ca ei. Lucru care eu n-am făcut nimic până la ora aceea, actuală. Era de fapt bula lui taică-miu, împinsă de către el, știi, balonul acela, știi? Eu nu făcusem de fapt, nu valoream nimic. Doar să cheltui. Că de fapt asta a fost discuția. Și pe ce ți se oferea atât de mult să cheltui? Adică nu te gândi când dădea bani pe mână, nu. Nu, nu, doar că nu lipsea nimic, nu... Mașini, telefoane, tot ce ține, îmbrăcăminte, absolut tot. Dar nu te gândi când dădea sume de bani să mă duc să... În primul rând n-aveam timp să umblu prin cluburi și așa, rar, foarte rar, foarte rar. Pentru că făceam sport și era sport de performanță, când faci sport de performanță nu-ți permiți ca să pierzi timpurile prin club. Din punctul meu de vedere, fiecare o vede în felul lui. Și cantonamentele, care nu le țineam în România, le țineam în alte țări. Și una peste alta, uite că am simțit, am făcut impact cu viața când el n-a mai fost. Am văzut oamenii lui la mormântare că i-am în ochi pe fiecare. Da, și am spus, da, nu te lăsăm. Știi, oameni grei. Nu te lăsăm. Și aia a fost. Nu m-a lăsat, m-a îngropat. Dar vezi, eu trebuie să le mulțumesc pe calea asta. Că am devenit ceea ce sunt astăzi. Eu am fost șocat de faptul că eu puteam să sparg orice ușă, dar acolo m-am oprit. Dați-vă seama, un om cu milioanele, domnul ăsta de care zic eu, atunci avea vreo 60 de milioane avere, sau 80. Să îi spună lui un mucos ca mine de 19 ani că a venit să mă amenințe cu pistolul în birou și eu eram acasă. Deci eu zic că ceva n-a fost și au fost multe. De la ziua când m-a sunat asistenta de la Fundeni și lucrurile cum el deja, pe mine când m-a sunat asistenta să-mi spună că domnul Safta nu e bine, au fost vreo 3 apeluri legate în intervalul orar de vreo 4 ore, eu eram la Buștin pe atunci, și am întrebat, în primul apel am întrebat ce e de făcut în situația asta, a zis veniți, și am spus, păi bun, vin, dar el mă sunase pe mine, genul eu vorbisem cu el în ziua aia, fix 22 de secunde și mi-a zis în felul următor. Zice, auzi bă, zice el mie, ce faci, ai de toate? Zic, da, zi tu, ce faci tu? Că trebuia să-i duc niște bani lui. Zice, da, sunt bine, ne auzim mai încolo. Și aia a fost. Dă-i seama, am ajuns acolo, până să ajung acolo, mi-a sunat telefonul a treia sau a patra oră când eram în drum spre spital și mi-a zis că a murit. Știi? Și așa, adică, zic, ok, dacă ziceți dumneavoastră că a murit, a murit. Vreau să spun că am ajuns acolo, nu murise. Murise, abia murise. Autopsie nu s-a făcut. Multe nu s-au făcut. Una peste alta, call list-ul din telefonul lui era gol. Între apeluri, când m-au sunat asistentele, al doilea sau al treilea apel m-a întrebat de un nume pe care nu e nevoie să-l divulg acum. Acel nume era prietenul lui, cel mai bun, care avea afaceri cu el. De fapt, el l-aștepta pe el, nu pe mine. Numărul lui nu mai avea în telefon când am ajuns. Era șters complet. Mamă, ca într-un film. Bă, ești cum... nebun, ce mister, cum te frământă. Cred că și acum, la ora actuală, da, te frământă chestii. Păi știu care crezi că a fost. Nu vezi cu ce detalii vorbește, că și le aduce aminte ca și cum ar fi azi. Da, le-am oglindite și nu pot să uit niciodată treaba asta. Eu nu vreau bani. Vreau explicații. Eu vreau, exact. Dacă e vreo explicație de dat și mai mult ca sigur este. De ce le-ați omorât? E simplu.
Da, e, sunt niște gânduri care probabil pe tine te macină, dar și niște acuzații, niște acuzații, adică pentru că tu cumva spui că tata a fost omorât, știați da. De gândurile astea, doamna Mirela? Și credeți și dumneavoastră cumva în teoria asta? Mai e cineva la telefon cu care vrem să vorbim, este Mădălin, fratele tău. Bună ziua, Mădălin! Bună ziua și dumneavoastră! Nu știu dacă ai putut să vezi materialul acesta, dar vreau să te întreb doar dacă și tu ai aceleași suspiciuni ca fratele tău în ceea ce privește moartea tatei. O să încep prin am cerut scuze pentru faptul că s-a putea să am câteva lagune în discuție. Sunt după momentul de față. Da, am observat în mașină, mă uit, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, m-am uitat la toată emisiunea. Uh-huh. Nu știu cum ar spune chestia asta, dar din păcate da. Aceste, de fapt, ceea ce adevărat am gândit mai devreme este ceva fondat. Nu este ceva nefondat. Noi avem foarte mult timp, sau cel puțin eu, am foarte mult timp decât sunt tot încerc să aflu oarecum o parte din realitate. În schimb, discutăm de niște oameni cu foarte mari puteri financiare și în anumite lucruri sau locuri se îngrădesc. Și ajung să plec eu de unde e venit. Da, acum știți cum e, evident că noi într-o emisiune de televiziune de genul acesta nu putem să facem absolut nimic, e, ține de voi și de lupta voastră, dar din ce spunea Andrei, moartea tatei pe voi doi v-a unit foarte tare. Este singurul lucru frumos care s-a întâmplat din acel pot spune, dezastru, cel puțin din punctul meu de vedere. Și cumva asta te-a făcut pe tine să suplinești rolul tatălui, să devii protectorul lui? Nici de cum. Nu, nici de cum. Din păcate, Andrei ce a arătat în această emisiune, sincer să fiu și mi-asum ceea ce spun, a arătat aproape nimic. Andrei are foarte multe calități. Andrei este un bărbat, pot spune chiar un bărbat. Și din păcate, revin asupra ce a spus mai devreme, foarte, foarte, foarte puțin din ceea ce poate a demonstrat și a arătat. Da, acum poate și el s-a exprimat greșit, așa, chiar în prezentarea lui, când a spus că eu nu lucrez nimic, fratele meu este sponsorul meu. Corect, corect, corect. Aici vă spun categoric că s-a exprimat greșit. Această persoană, părerea mea, și vorbim ca un frate vitreg, gândiți-vă că suntem un frate decât de tată, da. Gândiți-vă că sunt ani mulți în care noi nici măcar nu ne-am văzut. Și îmi permit să vă spun decât un singur lucru. Este cel mai bun prieten al meu și exact ce a declarat și mai devreme este fratele care mi-a dorit întotdeauna. Prea multe lucruri nu se spun. Decât că este ceea ce trebuie, din punctul meu de vedere, pentru mine. Bun, acum știi cum e, Mădălin. Poate o să vină o fată și care să-l ajute să-și arate cu adevărat potențialul despre care și tu vorbeai. Mulțumim foarte mult, Mădălin. Sper că ți-a ridicat un pic moralul, Andrei. S-a terminat emisiunea de astăzi, dar ne vedem mâine avem gală. Nu uitați, o gală importantă.